Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a cucerit 3 medalii de aur, 4 de argint și 3 de bronz la competiția internațională Euroinvent 2016, găzduită de Iași la sfârșitul săptămânii trecute. Au participat universități și institute de cercetare naționale și internaționale din peste 40 de țări. Printre medaliații de aur s-au numărat fostul rector Adrian Graur, Radu Pentiu, Constantin Ungureanu, Elena Olariu, Daniela Irimia și Crenguța Bobric. Este a șaptea noastră participare, o participare tradițională, de la care ne-am întors cu un număr de 12 premii, dintre care ar fi de menționat două premii de excelență. La salonul de carte am luat marele premiu cu cartea colegului nostru conferențiar, doctor inginer Cezar Popa, Centrale și stații electrice, și am obținut pentru standul, pentru simpozionul manifestarea de brevete și invenții, un număr de 11 premii. Au fost 3 medalii de aur, 4 medalii de argint, 2 medalii de bronz, și aprecierile au fost cu totul și cu totul deosebite. Suntem într-o perioadă în care elevii de clasa 12-a finalizează studiile, se apropie bacaloriatul și pe această cale dorim să le transmitem și lor faptul că la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, la Facultatea de Inginerie Electrică, ei pot să-și desăvârșească o profesie în domeniul energetic, în domeniul electric, calculatoare, electronică, automatizări. De asemenea, Radu Pentiuc a primit o diplomă de excelență din partea Universității Tehnice a Moldovei pentru contribuția remarcabilă adusă promovării creativității și dezvoltării învățământului academic. La Euroinvent 2016 au participat universități și institute de cercetare naționale și internaționale din peste 40 de țări.